Fost secretar general adjunct al NATO, Mircea Joană, a anunțat oficial că intră în cursa electorală pentru funcția de președinte al României. Și în Mehedinți au apărut corturi în care se strâng semnături pentru el. Candidez la președinția României, pentru că știu că avem nevoie de o schimbare adevărată. Nu va fi ușor. Nu vă promit miracole, dar vă promit ceva real. Voi fi aici pentru fiecare dintre voi. Voi fi un președinte pentru toți. Pentru tine și pentru pensionari. Pentru românii de acasă și cei din diaspora. Voi fi un președinte pentru toți românii, indiferent de etnie sau religie. Voi fi președintele oamenilor și nu al partidelor. Pentru mine nu există pesediști, liberali, useriști, suveraniști sau udemeriști. Sunt aici să vă reprezint pe toți și pe toate. Voi fi președintele națiunii române, apărător al tradițiilor și al credinței noastre. Dar și deschis către modernitate și progres. Vremurile nu vor fi ușoare, dar împreună putem să le facem mai bune. Acesta este videoclipul publicat pe rețeaua socială în care Mircea Joană și-a anunțat candidatura la prezidențiale la o zi după ce și-a încheiat activitatea la NATO. Marți 10 septembrie, la sediul Alianței de la Bruxelles, a avut loc o ceremonie de despărțire în cadrul căreia Joană a fost decorat cu serviciul merituos de către secretarul general al blocului militar, Jens Stoltenberg. Joană a fost secretar general adjunct al NATO timp de 5 ani. Mandatul lui la NATO expira pe 1 octombrie, însă Alianța a anunțat pe 3 septembrie că Mircea Joană l-a înștiințat oficial pe secretarul general că se va retrage din funcție pe 10 septembrie și în Mehedinți au apărut imediat corturi în care se strâng semnături pentru candidatura sa, dar și activiști care îi fac o intensă campanie.